Rusia a atacat ilegal un stat suveran și nu văd unde e instabilitate în cazul în care se implică România sub egida NATO, ceea ce mie mi se pare mult prea... Deci nu n-ar trebui împinsă rotativa până în toamnă, cum se aude neoficial din zona liberală. În primul rând, eu nu răspund la ceva neoficial. Partidul Social Democrat, împreună cu Partidul Național Liberal, are un acord politic pe care respectăm și îl punem în aplicare. Cred că după 30 de ani au ajuns și politicienii la o maturitate politică să respecte anumite acorduri. Spuneați că sunteți de acord cu o amânare de câteva zile. Eu am zis un lucru foarte clar. Prioritatea 1, atât a executivului cât și a legislativului, sunt cererile numărul 2 de plată și cererea numărul 3 de plată. La numărul 2 s-a depus cererea, mai sunt 2-3 acte normative în discuție, dar am înțeles că s-au rezolvat și mai este cererea 3, cu adevărat, din punctul specialiștilor de vedere și din punctul meu de vedere, este cea mai stufoasă cerere. În cazul în care în interiorul guvernului există un act normativ care a primit sau urmează să termine de primit toate avizele, nu putem să-și dea demisia între guvernul și să luăm de la capăt procedura. Sau în cazul în care o anumită lege este în circuitul parlamentar și eu am zis aici și cred că e un act de maturitate politică și de responsabilitate. Să avem o discuție aplicată. Eu împreună cu domnul prim-ministru și cu ministrul de la MIPE și cei care au jaloanele de îndeplinit, astfel încât să nu stricăm funcționarea atât a guvernului cât și a parlamentului. Un lucru foarte simplu. Dacă ne organizăm din timp foarte bine, acest lucru îl vom evita. Dar declarația președintelui Claus Iohannis, o amânare cu cât? Poate să fie de zile, de săptămâni? Nu, s-ar putea să nu fie nicio amânare. S-ar putea să fie o procedură pe care o închidem mai devreme. E în funcție, repet, de actele normative care se află în desfășurare. Este exclus. Noi avem un... Atunci nu mai facem rotativă. Deci nu mai... Nu suntem nici la talcioc, nu e nici tocmeală. Eu am, și cred că sunt ferm convins, și am avut discuția aceasta cu domnul prim-ministru, să avem o abordare responsabilă asupra funcționării Guvernului României și a Parlamentului României. Dar nu a venit această propunere din partea PNL? Vă rog eu frumos, v-am răspuns de la început, nu-mi puneți întrebări care nu... Există vreo declarație în spațiu public în acest sens? Așa. Președinte, pe aceea voiam să vă rugăm să o comentați. Din punct de vedere ca și președinte al Camerei, al PSD-ului sau ca analist al declarațiilor? Ca președinte al PSD-ului, dacă sesizați disponibilitatea de a se respecta acest angajament. Eu am văzut că domnul președinte a făcut în mod expres referire la rotația primilor miniștri. Vă e teamă că ar putea să nu vă numească președintele Iohannis? Cred că aceste discuții au avut... În primul rând, e o temă falsă ce se întâmplă în acest moment și vă spun cu tot respectul și cu toată dragostea. Nu există această temă pentru români. Această temă se vehiculează în lipsa altor teme sau altor răspunsuri ale oamenilor politici. Nu există această temă. Cineva să nu facă propunerea. Avem niște discuții, niște oameni de stat responsabili. La mijlocul săptămânii trecute, președintele Iohannis spunea că așteaptă propuneri premier care să vină din partea coaliției. Propuneri, nu una cum ar fi fost normal, adică Marcel Ciolacu. Va înainta coaliția mai multe propuneri? Este o analiză pe text. E la plural, nu este la singular. Haideți să ieșim din această zonă de speculații, protocolul va fi respectat. Ar putea actualul premier Nicolae Ciucă să preia Ministerul Apărării după rotativă? Întrebați-l pe domnul prim-ministru, cred că e cel mai îndreptățit să vă răspundă. Ce se va întâmpla cu pensiile speciale? Am avut discuția și astăzi cu domnul ministru Budăi.
Este, după cum bine știți, a trecut un proiect legislativ prin guvern, acum este la Parlament, dar au mai venit deja a mai venit un raport și urmează să mai vină un raport de la Banca Mondială după ce au avut niște discuții la comisie. Cred că cel mai corect în acest moment este să vedem aceste rapoarte dacă trebuie să făcute modificări la legea deja acest trecută prin guvern sau nu. Acest proiect care... Nu știu, nu sunt ministru. Înțelegem că sunt două nu sunt, nu. Aștept din partea guvernului să mi se facă o informare ca și președinte al Camerei după ce aceste rapoarte vin la guvern. Înțeleg că potrivit acestui raport intermediar în momentul de față sunt două recomandări făcute de către specii băncii. Eu nu înțeleg nimic, una 45% pe ultimii 12 ani. Eu nu vreau să răspund la nicio speculație și la nici ceva. Dar nu vorbesc de speculație aici. Eu aștept raportul venit din partea guvernului, pentru că guvernul și-a asumat acest proiect de lege și normal să-mi transmită toată informația pe care o au de la Banca Mondială. Ați văzut raportul Consiliului? Haideți să vedem, să știm foarte clar. Acest jalon trebuie îndeplinit, trebuie închis odată pentru întotdeauna această discuție cu privire la pensiile speciale. Legea, în schimb, cred că cu toții, noi politicienii, ne-am jucat mult prea mult timp și am creat o speranță mult prea mare la români, că vom închide acest capitol și de fiecare dată legile pe care le-am adoptat în Parlament au fost decise la CCR ca fiind neconstituționale. Este cazul să trecem o lege astfel încât să îndeplinească și jalonul trecut de domnul Ghinea acolo și să fie o lege constituțională. Consiliului Legislativ care spune că... Tocmai de aceea. Haideți să... Avem toată informația de la Banca Mondială, e un raport preliminar, din câte am înțeles, ne-a făcut și nou intermediar, corect. În acest moment ne-a zis domnul ministru Marius Bâdăi, urmând să mai vină un raport. În cazul 10 martie ar trebui să iasă. În cazul pensiilor militarelor, ar trebui să se creeze un fond în care să se verse toate cotizațiile militarilor? Sunt ferm convins că vom găsi cea mai bună soluție. Va fi respectat termenul prevăzut în PNRR, jalonul? Pentru că până pe 15 martie ar trebui să treacă de Parlament și deja... Nu neapărat. Vedeți că la cererea, el intră la cererea 3. Până când se depune cererea 3, va trece prin Parlament. Va fi gata până în mai? Știți că e o extensie de 2-3 luni, deci noi, cu adevărat, până la sfârșitul sesiunii acestei parlamentare, va trebui să treacă. Dacă îmi permiteți totuși, eu o să insist. PSD este dispus să cedeze Ministerul Apărării către PNL la rotativă? Nu a fost această discuție. Dar aveți în discuțiile interne scenariu? Nu. Cu toții facem politică. În acest moment, vă spun cu toată responsabilitatea, nu a existat această discuție și mai mult decât atât. Și mai mult decât atât, domnul Gelu Tâlvăr, domnul Angel Tâlvăr își face, după cum am văzut, treaba foarte bine. Dar afirmațiile dumneavoastră legate de această respectare a protocolului pot fi interpretate și la modul că veți continua guvernarea chiar dacă președintele nu va accepta nominalizarea dumneavoastră? N-am înțeles. Dacă nu, e o logică pe adică care... să rămâneți la guvernare. Lăsați-mă. Partidul Social Democrat va respecta protocolul. Ce se întâmplă dacă PNL este exclus, ne întoarcem la popor. Domnule președinte, spuneați că PSD pregătește noi măsuri similare ca în domeniul energiei pentru domeniul alimentar. La ce vă referiți exact? Foarte clar că mai avem foarte puțin și ne finalizăm proiectul de guvernare, propunerea de proiect de guvernare pentru programul de guvernare cu care o să vină Partidul Social Democrat în coaliție, unde vom decide și sunt ferm convins că voi ieși împreună cu domnul prim-ministru
Nicolae Ciucă, actualul prim-ministru, vom ieși împreună și vom prezenta. Dar ce înseamnă sprijin pentru... Categoric veți fi primii care ajutoare... Veți vedea în programul de guvernare. Inclusiv azi dimineață, PNL, prin vocea doamnei Alina Gorghe, spunea categoric că așteaptă... trebuie să găsim ceva, fiindcă e o componentă, reprezintă o componentă mare din inflație, prețul la alimente. Și atunci va trebui să venim cu o soluție. PNL spunea că așteaptă în continuare lămuririi din partea Ministerului de Finanțe. Cine a lăsat acea portiță pentru OMV Petrom? Înțelegem că există o solicitare din partea Comisiei Buget Finanțe pentru domnul Cârciu. Foarte bine. A fost închisă discuția sau nu? Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Cei de la PNL au transmis săptămâna trecută că Ministerul Finanțelor a fost chemat la negocieri la Bruxelles când s-a făcut această directivă pentru taxa. Nu am știință de așa ceva. Și că nu a ridicat nicio, da. Nicio nu am întrebare de acolo. Așa ceva. A fost vina aceasta, pentru că OMV a fost scăpat până la urmă și nu va plăti această taxă în anul 2020. Haideți să vedem raportul final al celor de la ANAF și al Ministerului Finanțelor. Haideți să vedem raportul final al specialiștilor. Legat de mulțumesc modul mult. În care colaborați mulțumesc cu cei de la PNL, după 2024 este posibil să continue această coaliție. O coaliție cu PNL în frunte cu domnul Nicolae Ciucă, președinte al PNL, sau cu PNL, indiferent de ce președinte va avea? Și cu domnul Iohannis, președintele României.